13 noiembrie 2021, lacul Sfânta Ana, care de ceva timp este verzuliu, apa este verde și astăzi am văzut și primii pescari pescuind cu plasele și nu știam de ce. Între timp am aflat că se pun plase pentru a stârpi dăunătorii fioroși, care sunt niște cărășei minusculi, pentru că lor li se datorează aspectul verzui al apei. Și că de când au apărut, se pare, cărați ca și icre pe picioarele păsărilor migratoare, s-au dezvoltat aici, neavând hrană, apa lacului fiind lipsită de minerale și de nutrienți, au început să mănânce niște alge care țineau apa, se pare, curată. S-a decis stârpirea lor pentru ca apa să redevină în parametrii care erau.